conform cutumei, nimic rău despre morți. Până la urmă, poate să fie interpretat și ca un gest de lașitate și ca un gest de curaj. Că să sacrifici viața ca să nu suferi, până la urmă, e un gest de curaj. Au fost voci care... Dar profilactic vorbind, de o chestie care, care de natură să-i pună pe gânduri pe alții care ar putea face ce grupurile mafiote care există, din păcate, peste tot în Europa de Est, mai ales. Posibilitatea unei înșenări este expusă. Scenarită. Astea totdeauna au fost. E sinucidere, e accident, este înșenare. Nu cred să fie o înșenare, după părerea mea, mai degrabă o sinucidere. Presat de prea multe probleme. Nu știu, organele în drept cred că își va spune cuvântul. Este orice e posibil. Poate să fie... Unii au zis că chiar ar fi, e posibil să fie o înșenare. Poate să fie o înșenare, poate să fie orice, orice. Sunt prea multe persoane implicate ca să nu fie adevărat. El și-a ales-o. Dar spuneți că a fost sinucidere. Sigur. Excludeți posibilitatea unei înscenări? Nu. Omul, decât să stea în pârnaie, mai bine și-a luat zile singur. Asta e clar. No, de așa a luat și mașina aia proastă, să nu cumva să facă pagubă la familie. Asta este. Ce... Cred că a fost sinucidere. A fost și-a pierdut așa pe moment controlul și a apăsat accelerația și s-a dus în pom. Sunt voci care avansează chiar ipoteza unei înscenări. N-ar fi exclus, dar părerea mea personală este că pur și simplu și-a pierdut controlul, a avut un moment din ăsta de rătăcire și a apăsat pe accelerație. Oricui se poate întâmpla, mai ales în stresul la care era supus. Nu puteam să ne dăm seama, să mai treacă un pic de timp, nu să știi dacă a fost urmărit, n-a fost urmărit. În tot cazul, e ceva care... ar da de bănuit. Prea adică, s-a brudit acum. Prea s-a nimerit, adică urma să fie anchetat și aia. Acum... La ce variante v-ați gândit dumneavoastră? M-aș gândi la cea mai bună, adică ar fi fost un accident. De la, așa a fost să fie, nu la o sinucidere, lucru cel mai rău. Adică m-aș gândi la o chestie bună. Acum instituțiile statului trebuie să-și facă... La înscenare nu v-ați gândit? La înscenare, nu, dar l-a recunoscut, eu știu, să vedem ce vine de la medicina legală. Nu pot să-mi dau seama. Accident, bănuiesc. Accident? Sigur. Spune-ți dată că n-ar fi fost nici sinucidere, nici înscenare. Nu, înscenare nu. Probabil sinucidere, nu știu, ce să zic. N-au existat urme de frână, spun martorii de la patologul. Păi, ce să zic. Așa a fost să fie, știu eu. Dar după câte cred eu, poate să fie și un accident. Nu e exclus. Reporterii de la fața locului spuneau că nu există urme de frână. Adică, da, da, când a fost pe partea dreaptă, așa a intrat. Deci, cum s-ar spune, a fost, cred că, o sinucidere, aha, după urme. Eu zic că mai repede a fost ceva organizat. Înșenare, scuze. Nu înșenare. Dar? Cineva l-a achitat. Nu știu ce să vă spun. Din punctul meu de vedere, la cum arăta mașina chiar... Nu erau niciun fel de urme de frână, asta nu, e că frânezi și din reflex, când vrei să intri undeva și chiar știți cum e natura umană. Da, așa este, nu știu. O părere pur și simplu numai a mea, eu cred că viteza a fost de vină. N-a fost încenare, cred că a fost și-a făcut-o cu mâna lui ca să scape din nenorocirile care le-a făcut. Când a fost corect cu dezinfectanție. Spuneți că a avut un moment în testa de n-a mai da, a intrat în panică și cred că de aici a plecat.